Spuneam, astăzi vreau să continuăm discuția despre Karl Marx, filozofie și mit sau mitologie politică la Karl Marx și vorbeam despre faptul că omul are această natură duală și că el își dorește întotdeauna să acționeze atât în planul ideilor cât și în planul practic, știi? Al acțiunii economice, da? El este deopotrivă dornic să aibă o îmbunătățire a condiției lui materiale, dar cumva el întotdeauna, omul, visează, pur și simplu el visează la o lume mai bună. Și acest vis, dacă vrei, probabil care de face cu această structură arhetipală, cum se numește ea, care ține de nostalgia paradisului. Noi tot timpul în viața asta căutăm paradisul într-o insulă din Pacific, căutăm paradisul în 5 zile sau 7 zile sau 10 zile de vacanță într-un resort special din, știu și eu, insulele, eu știu, numește-le pe care vrei tu, Bermude și așa mai departe. Deci căutăm paradisul în diferite ipostaze, ipostaza frumuseții de ordin, să spunem, natural, ipostaza unei frumuseți, să spunem, în plan cultural. Vrem case care să fie absolut perfecte, vrem să trăim într-un ambient cât mai frumos. Deci paradisul ne urmărește ca idee regulativă, cum ar fi spus Kant, și asta s-a întâmplat și atunci când oamenii n-au mai crezut în paradis. Ei, propriu-zis, n-au mai acceptat, să spunem, discursul creștin despre iad și despre rai, despre grădina paradisiacă din care cu toții am fost, să zicem, alungați, fiindcă ăsta este discursul biblic, da? Despre alungarea omului din paradis, da? Noi, la un moment dat, am trăit o experiență a intimității cu Dumnezeu, a fericirii, a comuniunii, a armoniei, pe care am pierdut-o. Și asta, această stare de pierdere a harului, a comuniunii, a fericirii până la urmă, se numește stare de alienare. Da? O stare de înstrăinare. Asta înseamnă, tehnic vorbind, cuvântul alienare. Înstrăinare. Înstrăinare de noi înșine. Și ce înseamnă asta? Că faci lucruri pe care n-ai vrea să le faci. Cum spune Pavel, apostolul, la Epistola către Romani, capitolul 7, spune: fac ceea ce urăsc și nu fac ceea ce voiesc. Da? E o stare de ruptură, de dezbinare pe care noi o trăim. Da? Nu suntem aceiași oameni. Dimineața suntem într-un fel, seara suntem în alt fel, noaptea putem fi în alt fel. Avem aceste registre, nu? Ale imaginarului, da? Da? Registru nocturn, registru diurn. Avem tensiunile astea între minte și inimă. Da? Cu inima am vrea să fim alături de cei săraci, alături de cei opresați, dar mintea ne spune să mergem mai departe cu visul nostru și să fim mai egoiști, să fim mai interesați de noi înșine. Deci această ruptură, această tensiune, da, este marca unei condiții de om alienat, înstrăinat, da, prăbușit, dacă vrei, în interiorul lui și care are nevoie de o unitate. Da? Unitatea asta între, repet, între trup și suflet, între spirit și materie. E o mare problemă. Cum ajungi la această unitate? Și în lumea modernă, mulți au reflectat la chestiunea asta. Hegel a fost unul dintre filozofii pe care Marx i-a urmat la universitate, a mai vorbit despre asta. Și după Hegel a venit Karl Marx, care a vorbit despre alienarea omului, da? Din fabricile, culmea, din fabricile londoneze sau din fabricile din Manchester, pe care el le-a cunoscut indirect, pentru că nu a prea stat el într-o fabrică să muncească, niciodată de fapt, dar le-a cunoscut cumva indirect din relatările din presă. Și el vorbea despre condiția, într-adevăr, dificilă a omului care se trezea dimineața la 5, pleca cu, uneori, pleca pe jos, alteori pleca cu trenul, dacă era, dar nu cred că erau atunci trenuri care să-l conducă pe el la fabrică, și pleca sau cu bicicleta, da? Dar pleca precar, înțelegi, îmbrăcat foarte prost, să muncească de dimineață de la 6, cu o scurtă pauză de masă, până seara la 6, 12 ore, să muncească, ca la final să primească un salariu. Și bineînțeles că Karl Marx și-a dat seama că pentru el e o oportunitate. Suferința acestor oameni, și de altfel suferința multor oameni, este o oportunitate pentru niște demagogi întotdeauna, ca ei să călărească această suferință, să folosească această experiență, na, a înstrăinării de care vorbeam, și să construiască un capital politic, da, în numele acestei suferințe. De altfel și astăzi avem
oameni care suferă, nu știu, în Africa sau suferă în Bangladesh din pricina, să spunem, creșterii nivelului mării sau ale oceanelor. Și atunci vin niște activiști din Occident cu bani mulți și încep să folosească suferința acestor oameni ca să facă fundraising, ca să facă capital politic, ca să câștige voturi, ca să meargă în Parlament, ca să aibă un partid ecologist, ca să aibă tot soiul de activități. Da? Deci, pe suferința multor oameni se construiește adesea un discurs utopic, demagogic, care, în cazul lui Karl Marx, a fost un discurs victorios, pentru că, într-adevăr, Marx a reușit să se cupleze cu discursul lui la această internațională a proletariatului, a muncitorilor, revoltați, într-adevăr, de condițiile lor de muncă și care și-au creat primele sindicate și care au dat drumul la această revoltă împotriva, să spunem, posesorilor de capital. Deci ce face Karl Marx este să identifice o stare reală, concretă a oamenilor și să le propună acestor oameni un paradis, da? Și anume paradisul comunist. Paradisul comunist care este un fel de idilă bucolică, este condiția omului care dimineața merge la pescuit, da? Seara citește literatură și face un cenaclu cu prietenii și care după amiaza, după ce mănâncă un prânz copios, se odihnește. Această imagine a unei societăți paradisiace în care toți suntem egali, în care nu mai suntem exploatați, în care nu mai există suferință, nu mai există nicio dramă, această imagine mincinoasă, ce-i drept, da? O promisiune de fapt, și știm că diavolul este tatăl minciunii, această imagine a cucerit mințile și sufletele multor muncitori din Europa și au spus, da, domnule, uite, Karl Marx, acest om cu barbă, înțelept, citit, care a făcut studii, da, la universitate și oamenii simpli au întotdeauna respect față de cei care au citit mai mult, acest om poate că știe mai bine. Hai să îl urmăm. Ce nu știau ei este că, prin urmarea, urmându-l pe Karl Marx, ei se mobilizau într-o cauză, cauza mondială a comunismului, despre care a vorbit foarte bine un istoric recent, Thierry Vollton, în primul volum de 1000 de pagini intitulat Călăii, comunismul, Călăii, încercare de investigare istorică. Această mișcare globală, repet, a condus finalmente la moartea a 100 de milioane de oameni. De ce? Cum s-a ajuns aici? Păi s-a ajuns foarte simplu, pentru că Marx a construit un discurs bazat pe ură. Deci tu, ca să ajungi ca muncitor să te eliberezi de condiția ta precară, tu trebuia să începi să urăști. Pe cine? Pe cel care îți dă un job. Cui? Ție. Da? Tu începeai să-l urăști. Da? Așa cum se spune, muncitorii de pe un șantier ajung să își urască șeful pentru că nu-i suficient de bun salariu, pentru că e frig afară și trebuie să muncești când e frig afară, pentru că mâinile tale îngheață la minus 3 grade și trebuie să-ți bagi mâinile în ciment ca să le încălzești, pentru că ai transpirat, pentru că 1000 de motive oamenii pot să găsească să se plângă. Nu e nevoie să le dai prea mult, multe idei, că oamenii știu repede să se plângă. Da? De ce se plâng oamenii? Pentru că nu își asumă crucea. Noi nu ne asumăm crucea acestei existențe și nu înțelegem până la urmă de ce Hristos, nu? Însuși Mântuitorul, da? Salvatorul lumii, a trebuit să treacă prin experiența suferinței. Nu prea suntem prieteni cu suferința, facem tot ce putem să scăpăm de suferință, până la un punct este de înțeles, pentru că și Iisus a spus, Doamne, de este cu putință, ia acest pahar de la mine. Da? Deci natura umană căzută înclină spre plăcere și fuge de durere, e absolut evident acest lucru și de înțeles, omenește vorbind, e de înțeles, dar înțelepciunea sau un grad înalt de înțelepciune te face să pricepi că fără sacrificiu, fără efort, fără muncă, fără sudoarea frunții despre care vorbește Biblia, nu se poate construi absolut nimic. Absolut nimic. Noi suntem ceea ce suntem pentru că undeva, cândva, cineva a transpirat. Mama a transpirat când ne-a dat nouă naștere, la propriu, da? Deci când o mamă dă naștere unui copil, ea trece printr-o suferință cumplită, de care unele femei astăzi chiar vor să fugă cu totul. Deci, dacă se poate, nu mai vor să fie mame, nu? Am văzut ieri o reclamă în Olanda, thanks for not breeding, da? Mulțumim pentru că nu vă înmulțiți. Groaznic, da?
un discurs împotriva vieții, de fapt împotriva suferinței, care ajunge chiar să celebreze sterilitatea. Da? Dom'le, dacă ești o femeie și nu faci copii, noi te aplaudăm. Da? Deci dacă ești o femeie care fugi de suferință, noi te aplaudăm. Deci e suferința de care fuge omul contemporan. Este suferința de care fuge omul contemporan pe masa de operație sau chiar nu în patul de spital. Și când ajunge la o suferință foarte mare, el cere chiar să fie eutanasiat. Da? Ok, aduceți-mi aici painkiller, aduceți-mi aici medicamentele care, dacă într-o doză foarte mare îmi sunt administrate, nu, eu ajung să fiu, nu, mort în câteva clipe. Da? Deci această fugă de suferință care caracterizează lumea modernă și cultura contemporană, repet, are o temelie, da, în criza spirituală a timpurilor noastre, care, repet, nu s-a împăcat, da? Criza aceasta sau timpurile noastre nu s-au împăcat cu imaginea lui Hristos pe cruce. Noi nu am acceptat până acum că suferința are un rol esențial în cunoașterea de sine, da? Sacrificiul este, dacă vrei, un act fondator de civilizație, inclusiv sacrificiul lui Hristos pe Golgota. A fondat o civilizație a iubirii. Recunoscându-L pe El ca fiind sursa împăcării noastre cu Dumnezeu, da? Noi am început să ne iertăm unii pe ceilalți. Am început să acceptăm că nu există o cale regală în afara iertării, a reconcilierii, a iubirii. Nu există un mod mai sublim, mai frumos de a trăi în această viață decât prin iertare și împăcare. Ori ca să ierți, ca să te împaci cu celălalt, trebuie să înghiți, da? Amarul. Asta trebuie să faci. Noi înghițim amarul într-o doză foarte mică. Hristos a înghițit într-o doză maximă. Da? Amarul, pălmuirile, răutatea. Da? Sunt oameni care te urăsc absolut gratuit. Tu le dai un loc de muncă și ei te urăsc. Pentru că le-ai dat, dar nu le-ai dat destul. Și această ură, da, are o forță ca extraordinară. Fabuloasă. Și Karl Marx a înțeles că în loc să construiască pe iubire, da, pe iubirea creștină, e mult mai convenabil, mai la îndemână, mai simplu chiar, să construiești pe ură și pe frustrare. Da? În loc de contemplare, da? În loc să antrenezi ochiul spiritual, că noi avem și ochiul spiritual care nu prea vede, da? Ochiul nostru spiritual cu care vezi realitatea nu prea este antrenat, apropo. Da? Creștinii, atenție, să spunem și acest lucru. Creștinii văd lumea, da? Dublu. O văd fără ochelari, așa cum este ea, în brutalitatea ei absolut cumplită, lumea, și când îți pui ochelarii de creștin, deja începi să vezi semnificația, da? Sensul. Că lumea, dacă e fără ochelari, ea e absurdă. Da? E o lume a violenței, a măcelului, a dominației, a bătăliei pentru resurse, a urii de clasă, de rasă, între sexe, bărbați și femei, e o lume nebună. Da? Această nebunie nu face sens. Când pui însă ochelarii de creștin, ok, începi să vezi lucrurile, ele se cristalizează. Începi să, da, să le corelezi între ele. Și începi să înțelegi de unde vine nostalgia paradisului, cum spuneam eu înainte, da? de a introduce tema lui Marx. Începi să vezi de unde vine dezbinarea, această ruptură între suflet și trup. Începi să vezi ce înseamnă sacrificiul și suferința, da? Începi să înțelegi că fără sudoarea frunții, fără ca părinții noștri să muncească, copiii, nu, care am fost cândva, n-ar fi primit, da? N-ar fi primit o haină mai bună, n-ar fi primit o educație mai bună. Deci înțelegem practic, încet încet, când punem ochelarii aceștia, înțelegem dimensiunea spirituală, da? Nu doar dimensiunea materială brută a lucrurilor și a lumii până la urmă. Da? Ori Karl Marx a renunțat la ochelarii credinței și a spus, n-am nevoie de ei. Da? Eu voi înțelege lumea și chiar o voi schimba fără acești ochelari ai credinței, da? Despre care el credea că sunt mincinoși. Da? Că ei nu-ți arată ochelarii credinței adevărata realitate. Da? Că ochelarii credinței cumva înfrumusețează în mod artificial realitatea înconjurătoare. El asta credea.
Și chiar a cerut oamenilor să renunțe la credința în Dumnezeu, să ținem încoate cont de declarația lui din 1843, în care spunea că religia, da, este opium pentru popoare și că adevărata cale către fericire presupune dispariția religiei. The Aufhebung der Religion. Da? Deci ce face Karl Marx, ca să rezumăm? Karl Marx se rupe de întreaga tradiție creștină sau iudeo-creștină, care prezintă ruptura interioară a omului, da? Și înstrăinarea lui de Dumnezeu și de ceilalți în lumina spiritului sau a experienței spirituale, a păcatului, mai precis. Da? Karl Marx spune, I will have none of this, nu mă interesează poveștile astea voastre, eu o să vin cu o explicație mult mai simplă, și anume, da? Explicația pentru starea mea de alienare, de înstrăinare, vine din faptul că voi, clasa conducătoare, voi, burghezia, voi, cei care aveți firme, voi, cei care aveți proprietăți, voi care sunteți latifundiari, voi care sunteți, repet, niște răsfățați ai soartei, ne exploatați pe noi, da? Proletarii, da? Oropsiți-i sorții. Evident, Karl Marx n-a anticipat niciodată situația în care se află muncitorul în secolul 21. N-a anticipat niciodată faptul că tehnologia, prin dezvoltarea ei continuă, prin permanenta îmbunătățire, da, a științei exacte, a fizicii, a chimiei, da, prin faptul că noi putem astăzi să facem în China niște instrumente, da, niște scripeți, de pildă, da, foarte, foarte ieftin, sau prin faptul că putem să folosim, nu, microchipul, calculatorul, ca să comunicăm. El n-a bănuit niciodată, Karl Marx, că un muncitor de pe schelă va ajunge într-o bună zi în situația de a avea un telefon mobil, da, cu care să țină legătura, da, prin care să țină legătura cu ceilalți colegi, că va avea posibilitatea să plece de pe schelă la un moment dat și să-și facă propria firmă și să devină el însuși antreprenor. Adică din, să spunem, postura de angajat, da, de proletar, așa spuneau marxiștii, proletar, celui care era simplu angajat, din postura de proletar să devină posesor de capital. El niciodată, Marx, n-a înțeles că lucrul ăsta va fi posibil în 30, în 50, în 70 de ani. Și s-a întâmplat. Lucrul acesta s-a întâmplat. El n-a înțeles niciodată că a avea întotdeauna proprietate, da, reprezintă o motivație uriașă pentru om. A fi proprietar este o sursă de motivație extraordinară pentru orice om. Chiar dacă el este proprietar pe ceva foarte mic la început, da? Proprietar, să spunem, pe un capital de câteva zeci de mii de euro pe an. Tot e un început. Ei bine, Marx a visat la o lume în care omul, printr-o reeducare sistematică, în școli mai ales, renunță cu totul la proprietate. Și ține minte că am discutat despre manifestul Partidului Comunist și în manifestul Partidului Comunist el chiar vorbește explicit despre abolirea proprietății. Da? Deci Marx face mai multe lucruri. Renunță la credință, renunță la ipoteza creștină despre lume și viață, introduce ura în locul iubirii ca motor al dezvoltării sociale, deci nu vrem să ne mai împăcăm, nu, noi nu ne împăcăm niciodată, da? Apropo, în Anglia, în secolul, să spunem, 19, când el mergea la British Museum la Londra, tu puteai să vezi oamenii săraci dintr-un borough, dintr-un cartier al Londrei, întâlnindu-se cu oamenii bogați într-o biserică. Da? Deci, până la un punct, exista segregare socială, dar biserica, credința, îi făcea să se unească. Toți se raportau la Dumnezeu, toți se raportau la experiența morții, apropo, care nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Deci, viața, da, era grea, dar de Crăciun, de Paști, sărbătorile acestea îi uneau pe oameni, da? Credința, creștinismul avea puterea să îi unească. Ori Marx nu mai vrea chestia asta. De ce? Pentru că pentru Marx, împăcarea între proletariat și burghezie este o capcană. El vrea război. Karl Marx declară război burgheziei, declară război posesorilor de capital,
și prin urmare declară război religiei, care face cu putință împăcarea. Da? Pentru el împăcarea, ca și pentru Nietzsche mai târziu, un alt mare filozof german, pentru el împăcarea, pentru Marx împăcarea e o sursă de slăbiciune. Ori noi, dacă vrem să fim o mișcare revoluționară puternică, spune Karl Marx, trebuie să renunțăm la instituțiile creștine ale împăcării, ale reconcilierii. Da? Un creștin spune de 70 de ori câte 7, iartă-mă, dacă ți-am greșit, uite, îmi pare rău. Deci are această putere. Da? Dar în puterea aceasta, pe care noi o vedem ca fiind o putere spirituală, un har special, ei văd, marxiștii, o slăbiciune. Da? Sigur că și noi uneori simțim chestia asta, că dacă spun prea des unui om, iartă-mă, 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 și ăla nu e credincios, ăla o să ia cuvântul meu ca fiind un act de slăbiciune. Deși eu trebuie să fiu foarte atent ce spun și când spun. În orice caz, ca să-l explicăm pe Marx, m-am gândit să fac referire la această carte a lui Robert C. Tucker, care e cea mai bună carte tradusă și în românește, Philosophy and Myth in Karl Marx, a treia ediție. Și foarte pe scurt, să facem repede rezumatul acestei cărți. El vorbește despre fundalul filozofic al gândirii lui Marx, care este această concentrare pe eul filozofic, dacă vrei, eul conștiinței individuale. Cine sunt eu? Da? Asta este întrebarea cu care începe filozofia germană. Da? Putem vorbi aici despre Fichte, putem vorbi despre Schelling, putem vorbi despre Hegel. Hegel vine și spune, da, eu nu mă pot înțelege pe mine însumi decât dacă înțeleg epoca în care trăiesc și instituțiile sociale care îmi șlefuiesc mie conștiința morală. Da? Deci eu nu mă pot înțelege pe mine decât ca o făptură care are o dimensiune istorică, în temporalitate. Deci eu aparțin lumii în care m-am născut. Această afirmație este cu dus întors. Pe de o parte este adevărată, pe de altă parte este falsă. Pentru că e adevărat că trebuie să înțeleg bine cultura iudaică în care s-a născut Iisus Hristos, pentru a înțelege mai bine moravurile fariseilor, pentru a înțelege mai bine felul în care gândea apostolul Pavel. Trebuie să contextualizez, să vedem în ce școli, da, a învățat apostolul Pavel, unde a deprins el arta oratoriei și așa mai departe. Deci studiez epoca istorică. Dar aceste enunțuri ale lui Iisus din, să spunem, Evanghelia după Ioan, care sunt enunțuri generice și universale, ele sunt atemporale. Ele nu țin de o epocă anume. Când spune, eu sunt calea, adevărul și viața, sau eu și Tatăl meu una suntem, aceste enunțuri ale lui Iisus sunt enunțuri cu caracter metafizic și care au un adevăr peren. Deci ca eu să-L înțeleg pe Iisus, trebuie să mă ridic deasupra contingenței istorice și materiale. Ori Hegel spune, nu. Îl voi înțelege pe Iisus doar ca pe un personaj al istoriei poporului Israel. Deci îl reduce pe Iisus, da, din dimensiunea lui divină, da, atributele acestea divine încet încet se pierd și rămâne doar aspectul material al unui învățător, rabbi din Palestina sau Iudeea, mai precis, a secolului I. Da? Deci această abordare istorică este abordarea de tip filozofic a școlii hegeliene, școlii de stânga mai ales hegeliene, pe care Marx o revendică alături de Bruno Bauer și alți filozofi din Berlin. Și încet încet istoria scrisă cu I mare devine noul idol al acestor filozofi. Și la întrebarea care este scopul tău în viață, Marx, ca și Hegel, ar fi răspuns: scopul meu în viață este să fac istorie. Scopul meu în viață este să schimb lumea în care trăiesc. Scopul meu în viață, nu? I want to change the world. Da? Dar creștinii în primele veacuri, care erau întrebați, ce scop ai tu în viață? Ei spuneau, scopul meu este să mă împac cu Dumnezeu și să trăiesc veșnic cu El. Scopul meu în viață nu este în primul rând să-i schimb pe ceilalți sau să schimb societatea în care trăiesc sau să schimb neapărat instituțiile publice sau politice. Da, dacă se poate și alea, dar nu în primul rând acelea. Da? Scopul este să mă schimb eu. Să renunț la păcat, să renunț la ură, să renunț la patim,
să renunți la o sexualitate dezordonată, să renunți la tot ceea ce înseamnă desfrâu și imoralitate, la minciună și la trădare. Scopul meu în viață nu poate fi redus la ceea ce am numit înainte revoluția socială. Și atunci, ceea ce face Marx este să construiască o așa numită escatologie sau eschatologie, da? O teorie despre sfârșitul istoriei, o escatologie secularizată, prin care el propune muncitorilor, da? Un angajament în cadrul Partidului Comunist pentru revoluția permanentă și pentru revoluția proletariatului la nivel global, care are ca rezultat, ca fruct final, această intrare a, mă rog, societăților comuniste într-o stare de paradisiacă, da, relaxare. Dar numai la capătul luptei, spune el, la capătul revoluției comuniste, când vom aboli proprietatea privată, când vom renunța la familia tradițională, când vom renunța la religie, numai atunci, spune Marx, vom cunoaște și vom gusta din paradisul comunist. Și am văzut cât de frumoasă a fost experiența comunistă, repet, pentru cei din China, pentru cei din Rusia, pentru cei din Europa de Est și așa mai departe. El critică capitalismul ca fiind o idolatrie a banului, da? Dar din păcate, deși critică elemente, în mod justificat, elemente, să spunem, exagerate ale capitalismului, el cade în celălalt păcat al idolatriei istoriei, al idolatriei clasei muncitoare. Clasa muncitoare devine un fel de categorie socială imaculată. Așa cum unii creștini au exagerat socotind că papa ar fi infailibil, comuniștii au exagerat socotind că muncitorii sau clasa muncitoare este intrinsec, da? Prin ea însăși, nevinovată, imaculată, prin urmare chemată să producă această revoluție socială, pe care acum vor să o convertească într-o revoluție culturală reprezentanții unor minorități, sexuale de regulă, care vin și spun, sunt victimă. Și pentru că sunt victimă, sunt ce? Nevinovat. Sunt persecutat. Și pentru că sunt persecutat, am dreptul, da, să dictez eu regulile în societate, să fiu vocal, să fiu zgomotos în aceste revendicări, să îți bag pumnul în gură și să dictez eu, nu? Felul în care copilul tău poate fi sau trebuie să fie educat. Da? În numele acestei, de multe ori, suferințe imaginare, da? aceste noi grupuri, da? Organizate sindical, uneori care au aliați în zona chiar violentă, da? A marxismului cultural, mă refer la Antifa, care e în stare să iasă pe stradă și să te bată, mai ales în America, dacă nu ești atent, o iei pe coajă. Da? Dacă te duci la o, să spunem, manifestație pro-Trump și vin băieții de la Antifa, tu poți să-ți o iei peste bot. E bine, violența, da, e justificată de către acești marxiști culturali în numele, atenție, în numele idealului acesta al emancipării de data asta minorităților în raport cu majoritățile. Pentru că ne-au persecutat bărbații, pentru că ne-au persecutat creștinii, pentru că ne-au persecutat oamenii albi, pe noi cei de culoare, pe noi cei minoritari sexuali, pe noi cei care nu suntem creștini, acum a sosit timpul răzbunării. Și vă tragem, ca să mă exprim așa vulgar, de nu vă vedeți. Da? Ăsta este mitul, da, violenței legitime, pe care marxismul îl introduce foarte repede și pe care Lenin și Stalin l-au utilizat. Repet, violența ca fiind necesară și care este parte a suprimării, a procesului de suprimare. Suprimarea tradiției, suprimarea religiei, suprimarea familiei, suprimarea proprietății private. Cum? Păi clar, prin violență. Fiindcă foarte puțini oameni vor să renunțe singuri la aceste instituții. De altfel, dacă tot vorbim despre Marx, ar trebui să facem o referire și la Stalin, da? Iosif Vissarionovich Stalin citește Karl Marx pe băncile acestei instituții, seminarul teologic din Georgia, unde el a studiat, la 18 ani, chiar mai devreme chiar, citește pe Marx la 16 ani, și hotărăște acest bandit, pentru că el era specializat în furtul de bani din bănci, da?
Deci el spărgea bănci, să ne înțelegem, da? Iosif Visarionov Stalin era un brigand, da? Deci era un tâlhar la drumul mare. Deci te puteai aștepta, dacă aveai o mașină plină cu bani, să vină spre tine cu niște gheoage, da? Cu niște arme albe, să te plesnească dacă erai cumva șoferul acelei mașini, să te imobilizeze, să te împuște și să-ți ia banii. De ce? Pentru că ei socoteau că banii aceia sunt un capital confiscat din mâna clasei muncitoare. Și numele acestei violențe legitime i-au pornit, da, ceea ce s-a numit mai târziu lupta de clasă. Lupta de clasă, care astăzi, repet, are loc, și cu asta ne apropiem de final, are loc în termenii, da, războiului cultural între minorități și majorități. Dar e un război pe față. Este o contestare vehementă care are loc astăzi în numele, repet, în numele emancipării și numele eliberării și numele revoluției culturale, care, repet, este descris în termeni perfect marxiști de către mulți lideri de stânga astăzi. În numele acestei revoluții culturale, foarte mulți dintre noi, mai ales din zona conservatoare, ajungem să fim criticați și denunțați ca fiind fasciști, ca fiind reprezentanții unei ordini vechi, totalitare, autoritariste. Da? Tocmai noi am ajuns să fim denunțați ca fiind fasciști, în timp ce comportamentul lor violent este absolut totalitar și inspirat de această școală veche a revoluționarilor colectiviști. Deci, ca să recapitulăm și să încheiem, Karl Marx este produsul unei gândiri filozofice care idolatrizează istoria în locul lui Dumnezeu. El pune istoria cu I mare, care vede în clasa muncitoare un vehicul pentru împlinirea acestui vis, nu, al restaurării paradisului pierdut, care secularizează vechea eschatologie creștină, care justifică violența împotriva adversarilor ideologici, așa cum alții au justificat Inchiziția. În Evul Mediu, Karl Marx justifică tribunalele poporului, unde sunt condamnați public, evident, dușmanii Revoluției. Și bineînțeles, Karl Marx este cel care a făcut posibilă, cum am arătat, da, Revoluția Bolșevică, de unde a pornit totul și despre care poate vorbim cu altă ocazie, de unde a pornit totul în termenii, repet, proiectului totalitar de secol 20. Fără Karl Marx nu ar fi existat Vladimir Ilich Lenin, fără Lenin nu ar fi existat Stalin. Iar fără Stalin, foarte probabil noi nu l-am fi avut pe Hitler, căci Hitler a invocat pericolul bolșevic. Stalin devine despot și dictator pe viață, dictator perpetu al Rusiei bolșevice, începând cu anul 1927. Iar Hitler ajunge la putere în 1933, folosind în discursul său, repet, o propagandă anticomunistă. Deci el, ca să câștige puterea, a invocat pericolul comunist, da? Ok? Și a denunțat iudeo-bolșevismul, cum spunea el, și a ajuns la putere. Marx, Lenin și Stalin stau împreună într-o triadă a răului, după care apare Hitler, ca răspuns la fel de patologic la această tiranie, la această dictatură comunistă, răspuns dat în Germania nazistă, și cele două mari puteri, Germania și Rusia, Rusia bolșevică și Germania nazistă, intră într-o coliziune frontală în secolul 20, care a însemnat angrenarea a peste 50 de națiuni în cel mai mare război mondial din toate timpurile, care s-a soldat cu alte 50 de milioane de morți. Probabil că putem spune că ideologia asta teribilă a condus la peste 200 de milioane de morți, dacă luăm în calcul, repet, faptul că o parte din primul război mondial și mare parte din al doilea război mondial au fost, repet, fructul semințelor plantate de Marx în mintea, în inima unor tirani. Da? Mai puțin în primul război mondial, doar la final, în 1918, practic, Rusia bolșevică este la putere. Și țarul, da, a fost detronat,
Dar în al doilea război mondial este absolut evident că atât Germania nazistă cât și Rusia bolșevică sunt implicate într-un război total care ne aduce și pe noi pe front, pe noi românii, care aduce și pe americani pe front și așa mai departe. Totul pentru că, la un moment dat, aceste două ideologii totalitare au intrat în conflict letal și frontal. Deci, cu alte cuvinte, ca să încheiem, ideile au consecințe, iar ideile au consecințe istorice, iar studiul ideilor și studiul filozofiei politice și studiul ideologiilor secolului XIX mi se pare esențial în continuare pentru a înțelege mizele bătăliilor văzute și nevăzute, războaielor văzute și nevăzute pe care noi le dăm astăzi.